Eu sunt dublu admirator al acestui album. Îmi place ca album și îmi place și persoana care a conceput acest album. Albumul despre maestrul Egon Löwit a apărut la momentul potrivit, în preajma celei de-a 82-a aniversări a cunoscutului artist plastic clujan. Lansarea cărții, găzduită de galeria prestigioasei reviste culturale Corunc, care întreține legături speciale cu artistul de mai bine de 30 de ani, s-a constituit într-un eveniment cultural complex care a reunit un număr mare de personalități clujene. După apariția monografiei doamnei Nimet Iulia, am căzut de acord să facem o expoziție din picturile mai noi și poate și mai vechi ale maestrului Löwit și totodată să prezentăm și acest volum editat de editura Mentor din Târgu Mureș. Mi se pare că este o carte foarte frumoasă și foarte bine scrisă. Și mi se pare că vernisajul a fost la nivelul acestei cărți și sper că se apropie și de alta maestrului de Vitegun. Prezentarea cărții a fost îmbinată cu un program artistic cu tentă evreiască. Actorul Ondraș Hothazi a recitat din minunatele cântece idiș ale poetului Sandor Kanyadi, iar formația de muzică klezmer Mazel Tov a încântat auditoriul. Iulia Nemet este autoarea mai multor cărți de artă, printre care se numără și câteva albume din seria dedicată maestrilor ardeleni de editura Mentor din Târgu Mureș. Cartea despre Egon Löwit este bazată pe o foarte bună cunoaștere a vieții și operei artistului, completată de o admirație sinceră și o prietenie îndelungată. Cartea se adresează largului public iubitor de artă. Eu cred că am reușit ca prin stilul meu să fac accesibil nu numai specialiștilor, dar și celor care pur și simplu se interesează de frumos, se interesează de viața unui om care a suferit foarte mult și a reușit să depășească aceste suferințe și să iubească viața.
Și această iubire este reflectată prin spusele dânsului și prin opera sa, prin sculpturile, prin picturile, prin grafica lui. Apariția și lansarea cărții s-au dovedit un minunat cadou aniversar pentru maestrul care ne-a încântat de-a lungul anilor cu sculpturi novatoare și cu tablouri din ciclurile Holocaust, Sombreros, Chihotesca sau Bagatelle. Bucătăria tapetată cu lucrări noi, în culori vii și o viziune proaspătă, promite o nouă expoziție. Dar maestrul n-a abandonat nici proiectele legate de sculptură. În momentul Holocaustului sunt deja inclus foarte activ. Din păcate, numai din partea mea și din partea președintelui comunității evreiești, noi doi care insistăm asupra acesta, deja a plecat propunerea și pentru evreimea mare din America, nu știu ce, pentru că o să coste bani, într-adevăr. Sunt două probleme. Evreilor eu nu vreau să le propun figurativul, pentru că figurativul este interzis pentru evrei, propriu-zis pentru religie. Deci trebuie să fie non-figurativ. Și am monumentul acela care e vechi, vechi l-am făcut, propunerea asta este foarte rare și trebuie să fie enormă și trebuie să găsim un loc. Loc ar fi. Siguranța zilelor noastre nu este, ca să nu fie cumva maltratată sau bagiocorită sau ceva. Deci nu poți să o expun acolo unde nu e public. Ori să pui în public acest nu e. Această lucrare ar trebui să fie totuși într-un mediu evreiesc, lângă o sinagogă sau o casă evreiască, dar totuși la vedere, știi? Și costă mult, pentru că trebuie să fie mare și nu figurativă. La Cluj nu există un monument public în memoria celor 18.000 de evrei deportați către Auschwitz în vara anului 1944. Poate că după 60 de ani, autoritățile și persoanele generoase vor sprijini realizarea visului maestrului Egon Löwit, el însuși supraviețuitor al lagărului de la Dachau.